Primăria Târgu Jiu a cheltuit în anul 2009 peste 4,7 milioane de lei pentru instalația de nocturnă. Acum autoritățile vor să scape de ea și au scos-o la vânzare la un preț mult mai mic, respectiv 2 milioane de lei. Totodată, municipalitatea urmează să cheltuiască în total 1,3 milioane de lei pentru demolarea actualei arene, bani pe care speră să-i recupereze din vânzarea materialelor reciclabile și a nocturnei. Mâine este termenul limită pentru înscrierea la licitație, însă până acum nimeni nu s-a arătat interesat să achiziționeze instalația. Sunt ceva solicitări de telefonice la compartimentul de achiziții publice, dar noi așteptăm cererea de ofertă scrisă, pentru că o ofertă scrisă este o ofertă serioasă. Chiar dacă nu se valorifică pe data de 4 sau nu sunt solicitări, tot ceea ce se demolează vor fi depozitate în condiții normale în magazile și pe platforma din incit ACED. O parte dintre gorjeni văd neprofitabilă afacerea primăriei, în timp ce unii nu cred că orașul ar avea nevoie de o arenă nouă. De ce să fie demolat? Asta e o întrebare probabil pentru cine. Cum e să cheltuiești pe ceva 4.700.000 și să-l vinzi apoi cu 2 milioane? Bine, nu se gândește economic. Sper să fac un stadion ca lumea. Sperăm acum cu toții. Cum se pare să cumperi ceva foarte scump și apoi să-l dai la jumătate de preț? Ca la piață. Lucrările la noua arenă vor dura 18 luni, iar actualul stadion cu 9.200 de locuri va fi mărit. Viitoarea arenă urmând să aibă o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri pentru spectatori în tribune acoperite. Pentru proiectul de modernizare a stadionului Tudor Vladimirescu și a bazei sportive din oraș, CNI a alocat suma de aproximativ 20 de milioane de euro.